În cuvântul său adresat invitaților, șeful administrației județene, Gavriel Zeta, a subliniat importanța promovării produselor tradiționale și susținerea micilor producători. Mă bucur enorm pe urmă că putem astăzi să vă fim gazde. Mă bucur că ați apelat la noi pentru a găzdui acest eveniment. E un eveniment extrem de important. Să știți, preocupările Consiliului Județean vis-a-vis de promovarea produselor tradiționale românești, în special Marea Bureșene, în cazul nostru, sunt de un an și ceva de zile din ce în ce mai accentuate. În urmă, la fiecare participare pe care o avem, la târgurile internaționale de turism, la întâlnirile pe care le avem la București pentru a promova brandul județului Maramureș, și aproape de fiecare dată am invitat alături de noi și reprezentanții dumneavoastră, oameni care să aducă până la urmă produsele noastre minunate, să le prezinte celor care ar dori să ia contact cu ele. Pe lângă tradițiile minunate pe care le avem, dansul, cântecul, arhitectura tradițională maramureșană, e important să promovăm și aceste lucruri care sunt complementare până la urmă. Și am făcut acest lucru și o să facem în continuare. Atât meșterii populari, cât și producătorii tradiționali de alimente până la urmă, trebuie să fie alături de noi prezenți. Și în continuare, în următoarele săptămâni, o să avem câteva deplasări importante, o să sărbătorim Ziua Națională a României la Bruxelles, apoi la Londra, în cadrul ambasadei, la invitația domnului ambasador Dan Halache, și acolo, sigur, pe lângă partea de folclor și tradiții românești, vom avea cu noi și reprezentanți care să promoveze aceste produse tradiționale alimentare, agroalimentare maramureșene. Șeful administrației județene a arătat că în aceste zile se poartă discuții cu guvernul pentru ca programul Cornul și Laptele să fie modificat. În acest moment, felul în care el se implementează, nu cred că ajută pe foarte multă lume, din păcate. Vorbim despre un program mare, un program gestionat de către Consiliul Județean, cu licitații pe oaie, cu contestații de fiecare dată din partea producătorilor mari, pentru că dacă faci o licitație la nivelul întregului județ și vorbești de câteva mii de copii care sunt beneficiari în școlile din Maramureș, de fiecare va fi foarte mare interes, nu din partea producătorilor mici, ci din partea marilor producători, care vor veni cu niște prețuri ceva mai mici, dar cu produse nu neapărat de calitate. Dacă am putea să schimbăm felul în care guvernul vede de câțiva ani de zile gestionarea acestui program, astfel încât autoritățile locale, fiecare primărie în parte să fie gestionarea acestui proiect, cred că am fi cu toții mai câștigați. Pentru că în acest fel am vorbit de un areal mai mic, am vorbit de licitații și cantități ceva mai mici, astfel încât producătorii locali să fie cei care sunt beneficiari și care împreună cu autoritățile locale cu adevărat să furnizeze copiilor produse proaspete, sigur că vorbim de produse de panificație și lapte. Dar e un pas prin care să încercăm să ajutăm cu adevărat producătorii locali și nu neapărat cei foarte mari care au deja piețe deschise peste tot, au contracte semnate cu mari lanțuri de magazine. E un alt demers pe care am vrea să-l facem în această perioadă. Am transmis deja toate aceste informații către guvern. Din păcate, vedeți și în acest an, din cauza contestațiilor pe toate aceste licitații, iar începem programul Cornul și Laptele cu mare întârziere în școală și nu cred că asta ne ajută. Virgil Țânțaș, directorul Direcției pentru Agricultură Maramureș, a arătat că prin produs agroalimentar românesc se înțelege produsul obținut pe teritoriul național din materii prime de bază provenite în proporție de 100% din fermele din România și ar inscripționat pe etichetă drapelul României. Prin instituirea acestei zile s-a dorit încurajarea producției agricole naționale pentru consumatorii români, precum și pentru comercianți. Speranța că pe viitor noi vom veni cu propuneri la Ministerul Agriculturii, la legea 161, pe ce privește Ziua Națională a Produsului Românesc, Produsului Agroalimentar Românesc, normele de aplicare, care pe nu au apărut, să cere o permisivitate acestei zile, să fie mai
puțin mai permisivă, în sensul să nu fie fix numai în data de 10 octombrie, ci să putem acomoda la nivel local, odată cu sărbătoarea castanelor, cu ceea ce a propus doamna Maria Marcovescu, cu această manifestare veterinarie și să facem într-adevăr pe plan județean, nu numai local, în Baia Mare, o zi a produsului agroalimentar românesc, în paranteză maramureșan. În sala Bogdan Voda Consiliului Județean au fost prezenți reprezentanții producătorilor locali care au prezentat cu această ocazie produse autohtone de calitate.